Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În 4 ani, sporurile pentru condiții vătămătoare încasate de angajații Casei Naționale de Pensii au crescut de aproape 6 ori în valoare, de la 5,5 milioane de lei în 2017 la 30,8 milioane anul trecut. Aceștia sunt bani încasați suplimentar față de salariu, că și salariile au crescut semnificativ în această perioadă, să nu uităm, asta a contribuit la umflarea dramatică a costurilor. Pentru că și sporurile se acordă procentual din salariu. Îți mărește salariu, ai dat lovitura și cu sporurile. Întrebare... Clar ești mai afectat. Cu cât e salariu mai mare, cu atât ești mai afectat. Exact, da. Ai mai multe responsabilități de cheltuit. Da. Întrebarea e dacă și calitatea serviciilor a crescut măcar un pic în această perioadă. Adică nu de 6 ori, nici măcar să se fi dublat, să zicem. Dar oare serviciile oferite de Casa Națională de Pensii pensionarilor din România sunt măcar un pic, ceva mai bune acum față de cum erau acum 4 ani? Că banii încasați de angajați, uite, sunt de 6 ori mai mulți. Mie mi se pare că e o întrebare legitimă. Sau ce obțin, așa suntem obișnuiți noi, care lucrăm în economia reală. Ca să obții bani mai mulți, trebuie să vinzi mai bine, să produci mai bine, să crească profitul companiei în care lucrezi și să contribui la creșterea acestui profit. Iar o creștere de 6 ori a venitului în 4 ani, cred că se întâmplă în economia reală în foarte puține locuri. Revenind, sporurile pentru condiții vătămătoare au explodat după aplicarea legii salarizării care a fost trecută prin Parlament de PSD și am explicat atunci, la vremea respectivă, 2017, când era toată presiunea, care era motivul adevărat din spatele acestor creșteri uluitoare de venituri pentru sectorul bugetar. Domnul Dragnea și complicii încercau o mituire electorală de proporții naționale, să cumpere cu bani publici liniștea de care aveau nevoie să legifereze corupția din România. Adică, pe principiu, v-am dat bani. Hai, poate nu protestați, poate stați în liniștiți și hai să ne asigurăm niște voturi. În economia reală nu pot fi crescute salariile și sporurile din pix, așa, evident, dar la stat, uite, dacă ai pâinea și cuțitul și pixul, poți umfla costurile cât vrei, că doar nu plătești tu din buzunar. Revenind la cazul sporurilor de la Casa Națională, așadar, în 2017 suma acordată a fost de 5,5 milioane de lei, în 2018 ea a crescut la aproape 7 milioane de lei, în 2019, după aplicarea legii salarizării domnului Dragnea și doamnei Olguța, suma a explodat, ajungând la 30,8 milioane de lei, o creștere de peste 4 ori, practic peste noapte. În 2020 suma s-a apropiat de 40 de milioane de lei. Cazul e documentat de Newsweek. Vă recomand să intrați și să citiți ancheta. Care or fi condițiile vătămătoare de muncă de la Casa Națională de Pensii? Nu e clar. Or fi radiații de-astea ucigătoare de la calculatoare, de la desktop, de la ecrane. Praf toxic pe preșurile din birouri. Curent ucigător dacă deschizi geamul, ce să zic, becuri orbitoare în tavan, adică de-astea. De fapt, cam cum se dau în mod fraudulos sporurile acestea, am văzut recent la sediul ADP Sector 1 din București. Am documentat cazul, Victor Marin a făcut reportaj, doamna primar Clotilde Armand a anunțat ce se va întâmpla. Deci acolo angajații încasau sporuri pentru radiații electromagnetice, sporuri de antenă, cum ni se spune, de 15 în plus la salariu încă de prin 2016, dar o măsurătoare pe bune făcută recent a arătat că nivelul radiațiilor respective este de fapt de 1379 de ori mai mic decât nivelul de referință, adică practic inexistent. Așa cum risc să spun, este situația în, cred, toate instituțiile publice unde se ia spor de antenă, pe ochi frumoși, dar închiși, că nu lucrează nimeni călare pe antene de radiocomunicații. Să fim serioși. Acolo ar fi nivel de radiații, la un metru de antena respectivă. Dacă te apuci să măsori pe bune, descoperi că nu există nivelurile astea. Și mai e ceva. Bun, deci e evident că frauda asta cu sporurile trebuie oprită. Că sporuri pentru condiții vătămătoare trebuie date, obligatoriu, celor care chiar muncesc în condiții dificile, dar numai acestora. E o bătaie de joc îngrozitoare. Spor de tunel pentru contabilul de la metrou, care lucrează numai în minister. Să fim serioși, care era sporul de tunel? Că mergea cu metrou? Adică, cum putem să ne batem joc așa de bani publici? Bun. Se schimbă ceva? Eu risc să spun că nu. Sau, mă rog, că nu e nicio tragere de inimă să fie reglementată situația asta. Vedeți cumva vreo mare dezbatere prin Parlament pe subiectul ăsta? Au fost unele discuții, promisiuni, angajamente, dar lucrurile s-au liniștit.
oficial, se lucrează la o nouă lege a salarizării. Ideea este că sporurile ar trebui să fie în sumă fixă, nu procentual la salariu. Că și pentru domn director și pentru domn portar, radiațiile nu fac deosebiri de funcție. Adică dacă e radiație electromagnetică de antenă într-o instituție, păi toți angajații sunt afectați în mod egal. Suma ar trebui, dacă dai vreo compensație pentru asta, dă-o egal la toată lumea. Ce, radiația îl lovește mai rău pe domn director decât pe domn portar? Și, mă rog, un plan anunțat de ministrul muncii Raluca Turcan este ca sporurile să nu mai depășească 20% din salariu cu totul, dar, cum spuneam, nu văd să se agite nimeni cu corectarea acestor situații. Și chestia e că dacă iei la bani mărunți situațiile, chiar pe legile actuale, chiar presupunând că ar exista, știi, niveluri de-astea de radiații, spor de antenă prin instituțiile publice, nici măcar așa nu există motive să se dea aceste sporuri, pentru că niciuna dintre aceste instituții nu poate demonstra că au crescut îmbolnăvirile profesionale, morbiditatea și mortalitatea printre angajați ca urmare a existenței condițiilor vătămătoare. Așa cum cere legea. Că legea spune... Constați că există o condiție potențial vătămătoare și după aceea vezi dacă a crescut morbiditatea, mortalitatea, dacă au crescut îmbolnăvirile profesionale printre angajați ca urmare a existenței acestor condiții. Nu e doar una. Și evident aici ar trebui luată decizia corectă înainte de modificarea legii salarizării unitare, când s-o mai face și aia, pentru că știți, dacă ești un cetățean obișnuit și te găsește fiscul că ai încasat bani fără drept, sau nu ți-ai plătit taxele la timp, ești bun de plată și ești pus să dai bani înapoi. De ce nu se întâmplă asta și în cazul acordării frauduloase de sporuri, cum a fost, de exemplu, la ADP, unde cineva a inventat niște condiții vătămătoare și s-au dat bani din 2016 până acum, milioane și milioane de lei? De ce nu se iau bani înapoi de la oamenii care au încasat în mod fraudulos? Adică dacă îți dă un spor la... salariu în mod greșit, trebuie să dai bani înapoi. Vine Curtea de Conturi și spune, nu este regulă, avem nenumărate cazuri, oameni care sunt obligați în instanță să dea bani înapoi. În aceste situații, de ce nu? Pentru că sunt mulți, pentru că sunt mulți dintre ei au sunt implicați în rețele de influență politică, pentru că mulți sunt trimiși acolo cu detașare. De ce nu se dau bani înapoi? Cum sunt obligați cetățenii obișnuiți să dea bani înapoi? Noi am vrea aplicarea acestui principiu corect pentru toată lumea, nu doar pentru unii. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.